Legile naturii sunt legile lui Dumnezeu. În Proverbe, capitolul 4, cu versetele 20 la 22, găsim scris: Ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele, că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Din moment ce mintea și sufletul se exprimă prin intermediul trupului, atât vigoarea mentală, cât și cea spirituală sunt dependente, în mare măsură, de forța și de activitatea fizică. Sănătatea fizică susține dezvoltarea unei minți puternice și a unui caracter echilibrat. Fără sănătate, nimeni nu poate înțelege la fel de clar și nici nu poate îndeplini în totalitate obligațiile pe care le are față de sine, față de semenii lui și față de creatorul lui. De aceea, sănătatea ar trebui ocrotită cu tot atâta credincioșie ca și caracterul. Cunoașterea fiziologiei și a igienei trebuie să constituie fundamentul întregului efort educațional. Tinerii, în prospețimea și vigoarea vieții, își dau prea puțin seama de valoarea energiei lor debordante. O comoară mai prețioasă decât aurul, mai vitală pentru dezvoltare decât învățătura, rangul sau bogățiile, cu câtă ușurătate este tratată, cu câtă nesăbuință este risipită. Unii oameni, după ce își sacrifică sănătatea, în lupta după bogății sau putere și după ce aproape și-au atins obiectivul dorit, cad de multe ori neputincioși, în vreme ce alții, care au o rezistență fizică mai mare, apucă răsplata mult râfnită. Cât de mulți au ajuns la practici dăunătoare și la sacrificarea oricărei speranțe pentru această lume și pentru cea viitoare, datorită unor afecțiuni teribile, ca rezultat al neglijării legii sănătății. Tinerii ar trebui învățați că legile naturii sunt legile lui Dumnezeu, că sunt divine, la fel ca și perceptele decalogului. Dumnezeu a scris legile care guvernează organismul nostru pe fiecare nerv, mușchi și fibră a corpului. Orice încălcare din neglijență sau cu bună știință a acestor legi este un păcat împotriva Creatorului nostru. Prin urmare, cât de necesar este să se ofere cunoștințe temeinice despre aceste legi. Ar trebui subliniată atât influența minții asupra trupului, cât și cea a trupului asupra minții. Energia electrică a creierului, susținută prin intermediul activității mentale, vitalizează întregul organism și este astfel un ajutor de neprețuit pentru rezistența la boală. De asemenea, ar trebui subliniate puterea voinței și importanța stăpânirii de sine, atât în menținerea cât și în refacerea sănătății. Efectul deprimant și chiar distrugător al mâniei, nemulțumirii, egoismului sau necurăției și, pe de altă parte, minunata putere dătătoare de viață ce se găsește în voioșie, altruism și recunoștință. În afirmația Scripturii, o inimă veselă este un bun leac, se află un adevăr fiziologic de care trebuie să ținem seama. O, Părinte Ceresc, te rog, ajută-mă să înțeleg cum să procedez ca să am întotdeauna o inimă veselă, recunoscătoare, să fiu plin de mulțumire. Îți mulțumesc că și astăzi sunt biruitor prin tine. Fii slăvit și lăudat. Amin.